Glorie Domnului! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și Hristos a înviat! Mărit să fie în numele Domnului! Vă rog, dacă se poate, să afișați Filipeni, capitolul 3, versetul 21. Filipeni 3, cu 21, ascultați! El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Păstrați versetul, vă rog frumos, pe ecran. Acolo sunt două trupuri. Un trup al unei stări smerite. Hristos s-a îmbrăcat cu un asemenea trup. Hristos s-a născut într-un asemenea trup. A trăit într-un asemenea trup. A suferit într-un asemenea trup. A murit într-un asemenea trup. Noi încă trăim astăzi într-un asemenea trup. Trupul stării noastre smerite. Al doilea trup este trupul slavei sale. În trupul acesta Hristos a înviat, în trupul acesta Hristos a înălțat, în trupul acesta Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, în trupul acesta Hristos va reveni, în trupul acesta vom învia și noi, mărit să fie numele Domnului. Trupul acesta îl vom purta pentru eternitate. El va schimba trupul stării noastre smerite. El a venit și a împărtășit această stare cu noi. Și îl va face pe trupul acesta asemenea trupului slavei sale pe care l-a avut înainte și pe care l-a avut după înviere și pe care ne-l va da și nouă. Trupul stării noastre smerite a devenit trupul lui. Trupul slavei sale va deveni trupul nostru. Ăsta este secretul învierii Domnului Iisus Hristos. Și pentru ca să avem parte de lucrul acesta, aș vrea în seara aceasta să trecem puțin pe la cruce. Și am să vă spun de ce. Pentru că nu se poate înviere fără cruce. Nu se poate înviere fără moarte. Pentru ca să învie, Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară. Cum să învii dacă n-ai murit? Și moartea nu este o moarte ca toate morțile din lumea aceasta. Moartea Domnului Iisus Hristos este specială. Moartea Domnului Iisus Hristos înseamnă cruce. Și dincolo de moartea naturală a fiecăruia dintre noi, trebuie să experimentăm moartea crucii. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Tot în Filipeni, capitolul 3, dar de data aceasta în versetul 18. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Versetul 19. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, El a venit să ne mântuiască și ne-a mântuit și suntem mântuiți. Dar există un moment al mântuirii finale care va avea loc în ziua învierii, la răpirea bisericii. Și îl așteptăm ca mântuitor.
că ne va mântui trupurile din starea smerită și le va transforma în starea de slavă. Până atunci însă, vă invit să nu fim vrășmași ai crucii, ci prieteni ai crucii. Și sunt trei lucruri în această minunată epistolă a Apostolului Pavel către Filipeni, care transportă crucea în viețile noastre, care ne face pe noi, sau ne fac pe noi, admiratori ai crucii și nu vrășmași ai crucii. Că dacă vom avea o relație bună cu crucea, vom avea parte de transformarea trupului stării noastre smerite în trupul asemănător Domnului Iisus Hristos, care este un trup de slavă. În primul rând, prietenii crucii trăiesc în sfințenie. Când Domnul Iisus Hristos a ajuns pe cruce, dacă nu era miel fără cusur, jertfa lui nu era acceptată. Jertfa lui nu era mântuitoare. Prețul răscumpărării noastre nu putea fi plătit. Nici în vechime, atunci când se aduceau jertfe de animale, nu erau permise jertfele cu defect. Erau permise doar jertfele perfecte. Și Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, că a fost ascultat și ascultarea rugăciunilor lui cu strigăte mari și cu lacrimi. Dumnezeu care putea să-l izbăvească din moarte și l-a izbăvit și l-a ascultat din pricina evlaviei lui, spune Apostolul Pavel în Evrei. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 27 din Filipeni 1, Filipeni 1 cu 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Care este credința Evangheliei? Credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dragii mei, prietenii crucii respectă crucea, respectă jertfa de la calvar. S-a vorbit și la începutul serviciului și azi dimineață despre neprihănirea care ne este dată să o trăim, să o aplicăm practic în viețile noastre. V-am spus de multe ori, când vorbim despre sfințenie, când vorbim despre neprihănire, trebuie să știm că vorbim despre trei lucruri. Vorbim despre standardul, etalonul neprihănirii care este Domnul Iisus Hristos, la El ne raportăm. Vorbim despre statutul neprihănirii. În prima secundă a credinței și a predării tale, Dumnezeu te socotește neprihănit, fără să fi făcut vreo faptă. Și apoi urmează o viață întreagă în care trebuie să-ți verifici starea, pentru că tu trebuie să continui să trăiești în fiecare zi în sfințenie, în neprihănire. Haina ta trebuie să fie curată și orice defect, orice alunecare, orice cădere trebuie reparată imediat. Pentru ca să nu devină, vă aduc aminte de mesajul de acum câteva săptămâni, să nu devină lepră învechită și să nu ceară o renovare, o demolare totală a casei. Purtați-vă într-un chip vrednic, vrednic. În al doilea rând, prietenia crucii înseamnă să îmbrățișăm
suferința crucii, nu numai sfințenia crucii, ci și suferința crucii. În această epistolă pe care o scrie Pavel filipenilor, auziți ce le spune în Filipeni capitolul 1, versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Frați și surori, știu că trăim într-o vreme în care fugim de suferință. E normal. E normal. Suferința e rea, e dureroasă. Căutăm imediat în cabinetul cu medicamente un remediu. Dacă suferința ni se pare că este prea grea, venim și dorim să fim vindecați. Nu la suferința aceasta se referă aici Scriptura, măcar că, inclusiv în această suferință, un credincios trebuie să-și păstreze demnitatea de copil al lui Dumnezeu. Datorită unui diagnostic sau datorită unei suferințe, el nu trebuie să alunece în depresie, să se depărteze de Dumnezeu. M-am uitat mai devreme, în timp ce a cântat fanfara și corul, la fratele Doru, frate Doru. Apreciez mult dirijorii, că te consideră un dirijor de fanfara al Bisericii Elim. Când fratele Doru dirijează fanfara, în spatele acestui mare dirijor, stă un om care a purtat cu demnitate suferința, care s-a rugat și care a fost vindecat și atins de brațul lui Dumnezeu. Dar care a purtat suferința cu demnitate împreună cu toată familia lui. Și avem atâtea cazuri în biserica aceasta de oameni care au îmbrățișat atitudinea lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Unii au fost atinși de brațul lui Dumnezeu și vindecați și Dumnezeu a făcut minuni în dreptul lor. Lăudat să fie Domnul. Alții au plecat în slavă. Și unii și alții l-au onorat pe Dumnezeu în suferință. Însă aș vrea să spun bisericii că dincolo de această suferință a unui diagnostic apar la orizont nori negri ai persecuției. Și una este să suferi sau să pătimești ca toți ceilalți oameni din lumea asta. Dar spre deosebire de ei, păstrându-ți credința și demnitatea până la ultima suflare. Și este un mod unic de a suferi. Asta înseamnă să pătimiți pentru El. Și pentru tine, acest gen de suferință trebuie să fie un har. Când brațul nemilos al lumii, al împărăției întunericului, se va îndrepta amenințător spre tine și spre viața ta. Să nu crezi că brațul acesta reprezintă blestemul lumii și al unor oameni. E un mare har care ți se face ca să porți în trupul tău suferințele Domnului Iisus Hristos. Iată de ce apostolul Pavel spunea: mă laud cu un singur lucru, cu suferințele lui Hristos. Și împlinesc în trupul meu ce lipsește. O, nu lipsește nimic jertfei Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește mântuirea oamenilor. Ceea ce ne lipsesc în vremurile de astăzi sunt modelele
practice ale unor oameni care mai degrabă își dau viața decât să se lepede de Domnul Iisus Hristos. Vrăjmașii crucii lui Hristos aleg liniștea și confortul. Ei sunt înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii numai atunci când au de-a face cu guvernul. Cunosc blândețea acestor oameni, că mi-au scris scrisori. Și când îți scriu scrisori, îți dai seama cât de toleranți și de îngăduitori sunt. E un har nu numai să credem în El, ci să fim părtași crucii Domnului Iisus Hristos. Și auziți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, că rămânem la Epistola către Filipeni. De la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El. Și ascultați care este intimitatea relației dintre Pavel și Hristos. Și puterea învierii Lui, adică va schimba trupul stării noastre smerite, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Nu te poți face asemenea trupului Lui de slavă dacă nu te poți face asemenea trupului Său de ocară pe cruce. Versetul 11. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iată, dar prietenia crucii înseamnă sfințenie. Nu putem fi prietenei crucii trăind o viață dezordonată și nevrednică de Evanghelia pe care o propovăduim. Prietenia crucii înseamnă suferință. Nu putem iubi crucea și să-i desconsiderăm suferința și să fugim de suferința crucii atunci când ni se cere socoteală de credința noastră. Și în al treilea rând, smerenia crucii. Revenim la versetul 21 din Filipeni 3. El va schimba trupul stării noastre smerite. Aici este vorba, în primul rând, de umanitatea noastră. Trebuie să recunoaștem, frați și surori, că trăim într-o condiție smerită, într-o condiție de vulnerabilitate. Trupul acesta este un trup care ne creează mari probleme. Pentru cei care sunt tineri, vă promit că nu o să fie așa toată viața. De asta sfatul meu, dar nu mă ascultă nimeni, le spun la toți, mă, nu mai îmbătrâniți, mă, vă rog frumos să nu mai îmbătrâniți. Încă n-am găsit pe cineva să mă asculte. Pe măsură ce îmbătrânești, trupul te smerește. Te smerește. Mergi mai încet, pași mai mărunți. Ce să te doară una, să te doară alta? Știți că întrebarea cea mai comună este ce oi avea. Trebuie neapărat să vă povestesc iarăși de sora Veronica în Pennsylvania. S-a dus cu nepotul ei la doctor. Când s-a dus cu nepotul la doctor,
Doctorul vorbea în engleză, săraca sora Veronica nu înțelegea nimic. Nepotul înțelegea, dar era atent la ce spunea doctorul. Bunica îl înghiontea. Ce zice, mă? Ce-am? Ce-am, măi? Și la un moment dat, ca să scape de ghionturile bunicii, a spus, dom'le, întreabă ce are. Care e problema? Și doctorul a dat din mâine, a spus, ce să aibă, că avea vreo 88 de ani. Și să aibă, zice, she's old. Și el se întoarce la bunica Veronica, zice, mama i-a zis că ești veche. Adevărul e că ne învechim. Vreți să știți ceva? A tradus bine. A tradus bine. Nu neapărat doar la această stare de smerenie se referă apostolul Pavel. Vedeți, în Filipeni, capitolul 4, la un moment dat, vorbește despre stilul lui de viață. Eu v-am mai spus din Timotei că Dumnezeu nu are absolut nimic împotriva binecuvântărilor. Binecuvântările sunt resurse materiale câștigate pe o cale cinstită. Dacă sunt câștigate cinstit, se numesc binecuvântări. Trebuie să ne bucurăm de ele, spunea Pavel lui Timotei. Doi, nu trebuie să ne bucurăm singuri de ele, trebuie să ne bucurăm împreună cu alții care n-au ca noi. Și trei, trebuie să ne bucurăm de bunurile veșnice mai mult decât de astea trecătoare. Ca să n-ajungem ca cei din Filipeni, despre care spunea că Dumnezeul lor e pântecele, slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar ascultați ce spune Pavel. Și aici este nu neapărat smerenia în sensul că umblăm în zdrențe și trăim în cocioabe, în bordeie, ci capacitatea de a accepta momentele în care suntem dezavantajați și chiar săraci. Putem îmbrățișa și un stil de viață mai simplu, dacă va trebui. Dacă ni se neacă corăbile într-o zi. Dacă pățim ca Iov, putem să ne îmbrăcăm în haine mai simple, la o adică, dacă vine momentul. Putem să ne întoarcem la fasole și cartofi, dacă vreodată o să trebuiască. Nu că n-am vrea, fraților, dar nu ne mai găsește nimeni întrebări de genul ăsta. Ne-am sofisticat, ne-am... Ascultați ce spune Pavel. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva? Dar vă lipsea prilejul. Filipenii l-au ajutat din punct de vedere material pe săracul Pavel. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit. Știu că avem haine, mașini, case și frigidere pline. Îți mulțumim din toată inima, Doamne, să fie binecuvântat numele Tău pentru binecuvântările Tale. Întrebarea care vreau să ți-o pun în această seară, ca să fim prieteni ai crucii, știm să trăim smerit? Că Pavel spune, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Și acum atenție! Dacă nu poți și nu știi să trăiești smerit, n-ai să știi să trăiești nici în belșug.
Și dacă nu știi să trăiești în belșug pentru Dumnezeu și pentru cauza împărăției, n-ai să știi să trăiești nici smerit. Haideți să devenim prietenii crucii Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să nu spun lucrul ăsta neapărat, întorcându-mă puțin la suferință, că am uitat și e important. În capitolul 2, apostolul Pavel vorbește despre Epafrodit, un tovarăș de slujbă. Și spune în versetul 27, cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare, peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Auziți însă demnitatea lui Epafrodit. În loc să-și plângă de milă, versetul 26, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Și ce a spus Epafrodit? Au aflat frații din Filipii că am fost bolnav și s-au întristat și s-au supărat și mă doare de ei, că uite, au și ei problemele lor, au și ei necazurile lor și în loc să se ocupe de ale lor, se îngrijorează și se întristează. Observați demnitatea acestui om. Dragii mei, ca să devenim prietenii cruci, haideți să devenim prieteni cu sfințenia. Să nu fugim de suferință atunci când este pentru Hristos. Și să știm să trăim chiar smerit. Pentru că El va schimba trupul stării noastre smerite și ne va da un trup asemănător gloriei Domnului Iisus Hristos. Ne ridicăm cu toți în picioare. Venim în rugăciune înaintea Domnului. Și ca să ajungem la înviere și la slavă, cerem puterea Duhului Sfânt, care ne poate ajuta să trăim în sfințenie, să îmbrățișăm suferința pentru Domnul și să știm întotdeauna că dincolo de aici și acum, dincolo de prosperitatea și lucrurile binecuvântate pe care le trăim acum, chiar dacă va trebui să ne întoarcem la smerenie, să o facem cu bucurie, pentru că așa a trăit Hristos, în sfințenie, în suferință, om al suferinței, om al durerii, obișnuit cu suferința, și în smerenie. Ne rugăm cu toții.